pentru cei care mă cunosc și pentru cei care m-au uitat, mă numesc Nicolae Pătru, sunt președintele interimat al Partidului Mișcarea Populară de la 1 decembrie, practic, anul trecut. Așa cum vă spuneam și anterior, am fost contactat de foștii mei colegi de Parlament, respectiv domnilor Nașa, care Nașa, cel care este secretarul general al Partidului Mișcarea Populară, fostul meu coleg Corneliu Bichineț, cel care este deputat de Vaslui și care i-a dat lui Lucru Rednic în direct acordeonul și acum are cu el să-l recupereze. Am acceptat să preiau filiala județeană Vâlcea a Partidului Mișcarea Populară, întrucât acest partid are un proiect de țară. Un proiect de țară care corespunde cu idealurile mele, acela de întregire a țării, respectiv Unirea Basarabiei, respectiv Republica Moldova cu România. În acest sens, președintele Băsescu a făcut pași importanți. După cum știți, el a acordat cetățenilor români din Republica Moldova în jur de 500.000 de pașapoarte românești, acordă, în perioada în care era președintele țării, acordă pentru studenții moldoveni care vor să studieze în România burse, în jur de 5.000 de burse anual. De asemenea, în timpul vacanțelor, organizează pentru tinerii elevi moldoveni diferite tabere în România, pe malul mării și mulul. Visul meu și pentru care sunt dispus să renunț la tot este acela să văd patria întregită. Vă știți, ăsta este crezul meu din toată lumea. Ăsta a fost și motivul pentru care am acționat, am funcționat până în 2012 în cadrul Partidului România Mare, cel care, din punct de vedere teoretic, dorea același lucru. Am convingerea că voi găsi înțelegerea ca prin experiența mea, nu atât politică, cât mai ales economică, să aduc un plus de imagine doctrinei și dorinței noastre de a crea o prosperitate în România. Din momentul în care nu am mai fost în politică, am funcționat ca președinte al Ordinului Industrial și Portului România și sunt, zic eu, bine documentat în acest domeniu. Practic, am salvat câteva societăți de la faliment, de pe raza județului Vâlcea. Una este cea mai importantă firmă de construcții în care m-am implicat. Am investit și care acum funcționează foarte bine, are lucrări nu numai în județul nostru, ci în toată țara. Și ceea ce este mai important este că am păstrat niște locuri de muncă. Îmi doresc ca în perioada în care voi funcționa ca președinte, ca șef al acestei organizații, să demarez un proiect de județ, care să rezume la a crea cel puțin 500 de locuri de muncă la nivelul județului. Primul pas l-am făcut, acela de refacere al sistemelor de irigații. Vreau să informez prin dumneavoastră vâlcenii că în județul Vâlcea au funcționat în jur de 10-11 asociații de zone unde au fost terenuri irigate. Ele se pot reface prin crearea de asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigații. În acest sens, lucrez cu o firmă de consultanță specializată în acest domeniu. L-am contactat pe directorul ANIF-ului
la nivel național, care este vâlcean de al nostru și este și el dornic să refacem sistemul de irigație în județul Vâlcea. Și prin aducerea și a apei și prin acordarea gratuită către utilizatori a acestei ape, eu zic că este momentul să începem să îi invităm pe cei care au plecat din țară și lucrează prin Spania, prin Italia și prin alte locații din Europa, în domeniul agricol. Este destul de greu, pentru că cu orice idee nouă, locuitorii satelor noastre sunt, e greu să-i lămurești. Mă refer chiar la mine în comună, la Ștefănești, unde a existat o zonă foarte bună de irigat. Am pus un colonel rezervă acolo, care se străduiește de foarte mult timp să realizeze această organizație. Întâmpină rezistență mare și n-am decât să mă duc să încerc și eu cu rudele, cu prietenii, cu cei care și cu cei de la Anifu județean, să încercăm să-i lămurim cu oameni, pentru că cu această comunitate nu știu cum ne vom mai întâlni. La nivel național, în acest an se vor aloca bani numai pentru 120 de proiecte. Dacă nu ne grăbim și nu facem acest lucru, nu știu când ne vom mai întâlni cu această oportunitate. Am găsit deschidere și la primari, de toate culorile, fie PSD, fie PNL. Acum, teoretic, ei s-au arătat interesați. Rămâne să vedem dacă, din punct de vedere practic, se implică în acest proiect. Am în vedere mai multe proiecte economice, unde e bine să vorbesc despre ele pe măsură ce voi reuși să le demarez. Din punct de vedere politic, Partidul Mișcarea Populară, filiala Vâlcea Partidului Mișcarea Populară, scriptic înregistrează câteva mii de membri, însă în momentul în care îi luăm la mână și verificăm, ei practic nu există. De pildă, ieri la Stoienești a venit un activist, un doritor de a prelua organizația. I-am numărat pe hârtie, erau vreo 60, el fiind și fost viceprimar în localitatea respectivă. Și dacă votau numai ei, și aveam unul, doi consilieri acolo. Dar ceea ce înseamnă că nu sunt. Vreau să vă spun că cu cei cu care am vorbit, am fost încântați de propunerea de a se alătura mie să facem o echipă puternică. Oricum, argumentul meu este următorul. Europa este condusă de populari. Nu este condusă nici de socialiști, nici de liberali. Aceștia, din urmă, sunt câteva grupulețe. Mai mult liberali acționează în cadrul ALDE, care este un apendice al socialiștilor europeni. Europa este bine condusă și este pe drumul cel bun, pentru că este condusă de populari. Vedeți dumneavoastră că chiar cei de la Uniunea Europeană se gândesc ca listele pentru europarlamentare să fie comune, adică o listă a popularilor europeni să fie aceeași, să funcționeze în toate, să fie transmisă și pe baza ei să voteze în toate țările Uniunii Europene. Dacă nu înțelegem acest lucru, că ăsta este mersul istoriei, nu avem decât de pierdut. În punct de vedere economic, vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în țara asta. Au ajuns toți nepricepuții să ne dea lecții despre economie, oameni care practic n-au făcut nimic în viața lor. Foarte mulți îi cunosc. Au fost colegi cu mine de Parlament, au fost cu mine colegi de partid. Ei, dacă ei din poziția în care sunt și își pierd demnitatea respectivă și nu-i angajează cineva, sunt muritori de foame. Îi știu pe Olguța Vasilescu, ăsta de la
PSD, care a fost ministrul finanțelor, Viorel Ștefan. Îi știu foarte bine, am stat împreună cu ei. Este greu să dăm înainte dacă acționează pe baza sentimentalismului și dacă îi alegem să-i punem în fruntea noastră pe oameni care n-au nicio expertiză în niciun domeniu. Eu mă angajez ca până la sfârșitul anului, conferința județeană va fi în, la sfârșitul lunii aprilie. 20, între 20 și 30 aprilie, într-o sâmbătă, când va veni, când va cădea această zi. Până la sfârșitul anului, eu cred că voi face peste 5.000 de lei, cel puțin din ceea ce simt la ora actuală, că cum este agreat pe partidul nostru. Am început cu orașele. Am deja am stabilit împreună cu colaboratorii mei pe cei care interimari care vor forma organizațiile la în locațiile respective. La Vâlcea l-am pe un fost colaborator de la nostru de la România Mare, întâmplător se numește tot Pătru, e Nel Toni Pătru, Ion, cel care este și secretarul general al Asociației Economiștilor din județul nostru. Ei, el ar fi fost alături de mine, dar ei sunt economiști, au întâlnire undeva la Voineasa sau nu știu unde, mâine și se pregătesc pentru acest eveniment. În general îmi doresc lângă mine oameni care fac ceva, care au o meserie. De pildă la Pietrare, l-am pe domnul Băcanu, care întâlnește asta ce face prin Italia. Restaurează monumente istorice, restaurează mănăstiri. Nu se vede de floare. Da. Las că e bine, nu merge. Mi-a pus pe mail parte din realizările lui, le-am și dat unui coleg de-ai mei care lucrează la Viena și eu sper că să-l ajut să dezvoltăm această afacere în interesul lui și al județului, pentru că dacă o facem în mod acolo, ne va rămâne ceva să restaurăm și monumentele județului nostru. Dacă dumneavoastră aveți întrebări... Domnule Nicolae Pătru, până în 2000, deci pe generație, membru marcant al PRM Vâlcea, îl făceați pe președintele partidului și fost președinte al țării, pe Dragoș Băsescu Harcea Parcea. Acum am înțeles pentru faptul că el are un proiect de țară care vizează întregirea neamului, ai iertat toate păcatele. Vreau să vă spun în primul rând că domnul Băsescu este mult mai deștept, mai înțelept acum decât era în perioada în care era președinte. Și apoi eram adversari. Acum dacă Messi îl critică în dribling pe Ronaldo, înseamnă că ei nu pot juca în aceeași echipă? Adică Și eu, orice om greșește. Eu i-am uitat toate greșelile în momentul în care l-am văzut că a mers în secuime, când a venit Orban și cu președintele Ungariei, acolo și le-a zis că Ardealul nu va fi, nu este, nu va fi și nu va fi niciodată al lor. Nu a fost, nu este și nu va fi niciodată al lor și că independență sau autonomie în Ardeal, în secuime, va fi la fel cum este în Tulcea și în alte locuri din această țară. Lucrul care mi-a făcut să, care m-am determinat să apreciez just. Deci asta e de situație, eram adresari politici. Eu nu mă supăr. Dacă adversarii mei politici mă critică, dacă mă bag în seamă, înseamnă că sunt important. Nu am înțeles ce doriți să faceți cu acel proiect cu irigațiile. Deci, dumneavoastră vorbiți despre proiectul guvernamental pe care se vor primi foarte puțin bani sau este un proiect propriu? Nu, este un proiect care a fost inițiat în perioada în care eram președintele Comisiei de Agricultură a Senatului, împreună cu Ministerul. Dar de aceea vreme, acum i-a venit rândul. El este finanțat din fonduri europene. Se acordă, se alocă în jur de 1 milion de euro pentru fiecare asociație, 1 milion de euro pentru
stațiile de pompare pentru reabilitarea și schimbarea practică, nu se mai merge pe cele vechi foarte mari consumatoare de energie și de asemenea 1 milion pentru refacerea rețelei. Domnule Pătrucă, după aceea, văd că în jurul președintelui Traian Băsescu se regrupează foștii membri al Partidului România Mare. Cred că de aici vine domnului președinte mai puțin. Și spiritul ăsta naționalist, adică reîntregirea neamului și așa mai departe, decât a venit, mă rog. În jurul noastră, cine se va regrupa din fostul PRM? Să lămurim un lucru. Eu zic că Traian Băsescu a avut în sânge asta cu reîntregirea, pentru că el, afirmațiile pe care le-a făcut și gestul pe care l-a făcut atunci, l-a făcut când nu era însoțit de foști colegi de-ai noștri la România Mare. A fost în perioada care era președintele României. Nu i-a venit după ce el nu mai este președinte. Eu am ușile deschise pentru toată lumea. În primul rând, i-am invitat pe cei care au activat alături de președintele Băsescu în Partidul Democrat. Și în primul rând ne referim la electorat, nu la cei care sunt în diferite funcții și care aleargă după oportunități. În același timp și pentru cei de la România Mare, care mi-au fost colegi, și de la alte partide, care, fără discuție, sunt din ce în ce mai nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țara la următoare. Cu stipendiști inclusiv aici cu toți sau cu dânsul nu ați discutat? Nu am discutat cu nimeni, eu fac... Nu, a spus că ați discutat... Îi vreți pe toți foștii pediști? La pediști m-am gândit la... E loc și pentru Mircea Cutou lângă dumneavoastră. La Arușa Pândulescu. Să fiți aici alături de mine. Eu sunt și eu trecător prin viață. Vreau să fiu veșnic aici. Stau cât pot să fac treaba. Adică la Arușa Pândulescu v-ați gândit? Da, bineînțeles. A fost activist de bază al Partidului Democrat și vreți că a făcut treaba. Și o vreți în PMP? Cu mare plăcere. Și în locul meu, dacă vrea să ajungă. Și ei ce spun? Nu înțeleg. Ei ce spun? A, nu. O să vorbesc cu ei după ce sunt cineva. Deocamdată încep. Felul meu de a fi este să... În momentul în care am ceva, merg și vorbesc pe baza ceea ce am. Nu mă duc să doar eu de gând să fac o... Dar foștii președinței organizației județene, da? Mazilu, Maria Almirea, domnul Maria Mirea este prim vicepreședinte, deocamdată ne-am întâlnit în Cârciumă. Înțelegeți? Aștept și eu, săptămâna asta punem, mă ajută domnul Marcan și punem parchetul sus acolo, unde va funcționa biroul și unde vor fi documentele partidului. Într-o săptămână, maxim două, vom termina de pus parchetul ce trebuie de aici pe jos în club și atunci vom avea unde să ne întâlnim. Mă sătura și stau numai cu conga de cei după mine să-i invităm, băi, eu ce am ca să discutăm o dată. Iar dar Mazilu? Nu, Mazilu nu am vorbit cu el. Nu s-a terminat, nu s-a soluționat procesul de fuziune. Ei, o parte dintre ei au contestat fuziunea cu Partidul Mișcarea Populară și el, din câte l-a simțit, nu vrea să vină. I-am zis chiar, domnule, ce mai pe acolo, ce documente mai? Cum am vorbit cu masa asta, așa, vorbim și cu el. Nu, el e pe partea PSD-ului. Nu știm bine. El fiul sau nașul lui Coca. Și ANIF-ul, ce amestecare, de vreme ce vorbim despre proiecte cu finanțare europeană, de vreme ce ANIF-ul, de-a lungul timpului, nu prea s-a înghesuit așa să dea bani pe proiectele astea. Că putea să facă de multă vreme. Păi puteau să facă, dar n-aveam bani. Acum banii vin la Uniunea Europeană. ANIF-ul este o agenție a statului român. Adevărul e că... N-are nicio fel de treabă ANIF-ul. Cât de gestionează. Dar el știe, el are inventarul a situației existente, reale, în teren. Știe cât la sută mai e funcțional, cât nu. De aici se pleacă, de la o evaluare a situației și vede ceva întrebă pentru fiecare... După 10 ani de pauză politică, aș vrea să vă întreb cum vedeți condus județul, orașul, municipiul? Prost, te condus de niște gumuștăți. Nu sunt bun de nimic, știi cum zicea, parcă Churchill a zis, că doamne, în momentul în care tac vulturii, cântă papagali. Eu nu le zic papagali, dar gumuștăți, nu sunt bun de nimic. Deci așa îi percepeți pe Costi Radulescu și Mircea Cutou? Nu, Mircea Cutou, spre surprinderea ta,
Dacă îl dai afară din, de unde e, el face, trăiește cu picioarele lui. El a avut, l-am cunoscut când se zbătea să facă niște activități și a făcut. Dar Costi Lătrescu ce a făcut? N-a făcut nimic în viața lui. Dacă iei pe Costi Lătrescu și îl dai afară de unde e, ăsta e primul șomer al județului. Cel mai important șomer al județului. Pe când a fost, când era PSD-ul în opoziție, el era angajat la CET. După aceea s-a dus la Casa de Sănătate aici și să lăuda cu ce ședințe făcea el. Păi din asta trăiește o țară. Să spun și mie ce investiții fac ei în județ. Dom'le, dacă nu pui banii să circule, să producă alți bani, pierzi timpul. Așa pun muierea și face cu achiziții mai frumoase decât ei și mai corespunzătoare, adică și de un punct de vedere calitate, din mai bune și mai ieftine. Știți că pe vremuri aveați altă părere despre Mircea Gutău, că se pricepe doar să facă covrici. Deci tot a crescut în ochii noastre. Dar e frumos și e, sigur, dar nu știu, făcea covrici, nu merg, aminte că am zis treaba asta. Nu merg, poate a zis altcineva și mi-a pui mie în gură ca să mă cer covrici. O încercăm. Da. E o tentativă de manipulare. Stai făcut în perioada asta în care n-ați făcut politică? Mă ocupat de ordinul distruiașilor. Am construit în București, am făcut locuințe. V-a lipsit politica? Nu, să știți că nu mi-a lipsit. Dar atunci de ce vă întoarceți? Păi, pentru că am vrut să fiu și eu lângă colegii mei, să mai socializez cu ei. Începem și noi să îmbătrânim și mă gândesc iar să-mi fac un cămin așa frumos de bătrân personal, în care să-mi invit prietenii. Trăim acolo, jucăm un șah, facem un poker. Sunteți mai bogat acum decât în 2012, când ați plecat? Spiritual, da. Atât? Da, mult mai inteligent. Mă referam la bogăția materială. Nu am evoluat, nu. Nu sunt un tahtia după bogăție. Din potrivă, sunt chiar indignat cu pensiile astea și indemnizațiile care se acordă celor care au fost aleși. Nu se poate așa ceva. Eu zic că orice pensie care este peste 5.000 de lei e nesimțită. Și vedeți că cam în acest sens gândește și Uniunea Europeană și chiar la nivel mondial. Faptul că se dorește mărirea vârtii de pensionare înseamnă că pământul nu suportă atâția dezvolți. Bănuiesc că aveți un plan totuși în perspectiva anului 2020. Cam ce ați vedea și ați descalitat pentru Parlament, pentru Consiliul Județean? Pentru Consiliul Județean, pe mine mă interesează întâi local aici să rezolv problema. Sunt prieteni de-ai mei, sunt rude, sunt colegi care au tot greu. Nu se poate. Hai să le ajutăm să facă ceva. Dar ce poate să facă Consiliul Județean? Ca să-i sprijine, uite, pe agricultorii de la da, bineînțeles, Ștefănești. Eu dacă aș fi la Consiliul Județean, acum cel puțin jumătate din ce e acolo, aș trimite acasă. Aș trimite în producție. Cum era pe timp, zice. L-a angajat direct productiv. Funcționari publici, nu poți să-i trimiți acasă. Funcționari să face lege, că nu există... Legea o fac alții. Păi trebuie, dacă mai va ajunge partidul meu la guvernare, așa o face. Ați văzut că ei deja vor să nu se depășească numărul de 300 de parlamentari. Și mi se pare absolut normal acest lucru. Și pentru asta trebuie să ne batem toți, și noi și dumneavoastră. La primărie trebuie redusă cel puțin jumătate. Trebuie redus cel puțin jumătate numărul. Sunt ministere pe care le-aș desfința. Ministerul Finanțelor le-aș desfința și Ministerul Muncii. Ce face Ministerul Muncii? Administrează niște bani, îi ia de la aia care muncesc prin ANAF, prin nu știu ce, care hăituiesc producătorii și îi cheltuie cum vor ei. Nu se poate așa ceva. Nu, nu mai am merge, să vedeți, la nivel european vor veni presiuni de acolo. Astea sunt proiecte populiste, domnule. Nu sunt proiecte populiste. Cine vrea să trăiască în Germania, câte ministere sunt? Sau în țările dezvoltate. De-aia o duc bine. Dar nici o țară n-a curajul să desfințeze un minister, precum Ministerul Finanțelor sau al Muncii. Nu, eu vă demonstrez că dacă se desfințează Ministerul Finanțelor, vom avea un bun economic în România.